Call it ball, ready
words on time, make it old, so told, better be. All right. Mulțumesc că sunteți astăzi prezenți la ședința de îndată, din data de 11.03.2024, în care avem de dezbătut două puncte pe ordinea de zi. Dar înainte de asta, am să vă rog să supun spre aprobare cele trei procese verbale care au fost încărcate de o săptămână și. Este vorba de procesul verbal din data de 05.02.2024, refăcut cu amendamentele propuse de către domnii consilieri PNL la procesul verbal din 08.02.2024 și procesul verbal din 27.02.2024. Le aprobăm separat sau în bloc? Cum doriți. În bloc, da? Bun. Deci supun spre aprobare cele trei procese verbale. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Se abține cineva? Se cineva împotrivă? 14. Da. Și domnul Dură. Domnul Dură, da. 13 vor, da. 13, da, da. Bun. Mergem mai departe cu primul punct de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre inițiat de primarul Comunei Bascov privind participarea UAT Bascov în cadrul programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră prin utilizarea pentru transportul elevilor autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat a proiectului, achiziție microbuze destinate transportului elevilor din județul Argeș prin finanțarea acordată de AFM, al cărui solicitant este UAT Bascov, județul Argeș, inclusiv asigurarea și susținerea din surse proprii a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de AFM. Dacă sunt discuții, dacă nu, supun... Nu există. Dacă ar fi, mă rog. Păi dacă ne cere, că suntem de acord să participăm, să participăm la program. În cazul în care vor fi. Dacă da. Noi nu solicităm acordarea unor sume, domnule consilier. Hai, domnule, păi bineînțeles că nu se vrea nici microbuze. Deci e greu, a căzut greu și investiția asta. Că dumneavoastră v-ați exprimat că pe ce componentă e asta, spuneți. Ați zis asta, pe ce componentă e? Păi dacă nu știți, atunci stați jos. Bun. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Aviz. Avizul comisiei, mă scuzați. Da. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 3. Aviz favorabil. Mulțumesc. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Se abține cineva? Nu. 13 voturi, da? Mulțumesc.
Mergem mai departe cu al doilea punct pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre inițiat de primarul Comunei Bascov privind completarea articolului 5 din HCL numărul 55/18/05/2023, prin care s-a implementat proiectul de investiție, achiziționare, utilaj, spălare și întreținere stradală prin grupul de acțiune locală Dealurile Cotmenei. Dacă sunt discuții, dacă nu, solicit avizele comisiei. Comisia 1. Mulțumesc. Comisia 2. Mulțumesc. Comisia 3. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Supun spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Și ultimul punct. Întrebări și interpelări. Cine se scrie la cuvânt? Doamna Panțeru. Mai este cineva? Vă rog, doamna Panțeru. Și eu, doamna Panțeru. Și domnul... Da, mulțumesc. Și domnul... Da, consilier Popescu Liviu, da. Vreau să vin cu o propunere aici la Muzeul Rotărești Foraș, exact unde este intersecția spre Rotărești Foraș și spre domnul consilier Popescu. Ar trebui instalată o cameră de luat vederi pentru că a devenit o zonă obscură și ca să poată fi mai bine monitorizată, pentru că se strâng câțiva tine și fac diverse. Unde e la? Exact aici, unde este cu Iusului și cu Azurului, Iusului. Așa, și Rotărești Foraș, intersecția care e strada care duce la Ivănescu Ionuț, dreapta este Azurului, stânga, exact în zona, lângă domnul Costică Pepsi. Da, și nu e rău, dar fost și nu e rău. E zona aceea, știți, unde e canalul și se tot întâmplă. Da, mulțumim. Domnul Constantinescu. Tot pentru o cameră de supraveghere m-am spus și eu. Nu mai puțin, nu mai puțin. Nu. Camerele, unde? Tot pentru o cameră de supraveghere în Lucă, pe strada din stânga, în capătul străzii acolo, la unde se înfundă strada, se strâng mereu. Dar nu fărului. Nu, nu, pe stânga, partea stângă. A, în stânga, în capăt de tot. Străzii de tot. Aruncă gunoaie, cred că am impresia că pe acolo ajung și ar cam trebui cei care au terenuri acolo să fie amendați. Așa fac toți. Ați văzut primărița de la sectorul 1. Nu vrea să ia gunoaie, le-a luat la teritoriu și amendează statul român prin finanțe. Așa ar trebui. Cine are terenul, amendat. Așa trebuie, așa e în lege. Și așa vom face. Eu cunosc cine are terenul de acolo, din contră, poate ei duc pe acolo. Păi am zis că dacă avem camera asta de supraveghere, poate... Da, mulțumim. Domnul consilier Popescu, vă rog. Vă mulțumesc mult, doamna președinte. Domnul primar, în același registru, din Bradă, vorbind de camere, sunt solicitări pe Lăbușești, în măsura posibilităților, o cameră în dreptul locului de joacă, care a fost amenajat, da, și să finalizăm intrarea, rugămintea celor care, să știți că este folosit. Am avut, oricum, intrarea va fi finalizată, am făcut rost de niște tuburi ca să facem o semi-parcare acolo. În legătură cu camere de la vedere, o să vedem ce prevedere avem pe capitolul ăsta de cheltuială, ca să mai facem o achiziție, că mai trebuie câteva camere de la vedere prin comună, ce e drept, și o să facem o achiziție pentru toate cele care se strâng, că nu putem să facem așa. Iar acolo, în Lăbușești, o să continuăm ce am început cu defrișarea acolo, că încă n-am finalizat, dar toți care au fost la noi la salubritate, i-am folosit, au amenajat gardul de la viitorul spațiu de joacă din Lucă, ca să nu mai suportăm o cheltuială în plus. Ne-am folosit de oamenii noștri și astăzi toarnă betonul, pe pragul în plus, toarnă betonul și după aia o să meargă către, pe mâine încolo, către Schiau, să amenajeze acolo, că toți sunt cu bofrage, cu tot la doamna Streche. La doamna Streche, da. La cuțul acolo. Revizuind în același timp tot spațiul de joacă de la, ați văzut că am mai adus încă un modul pentru spațiul de joacă în centru. Săptămâna aceasta o să
repare și spațiul de joacă din spatele bisericii și spațiul și o să înceapă atât cei care colaborăm noi la spațiile de joacă, dar și oamenii noștri la Peșeștiul de lângă fântână acolo, au rupt gătulete, l-au rupt acolo la troița respectiv, o să avem o lucrare de refacere totală, cu vopsit, cu tot ce se întâmplă acolo, măcar să mai întrețină. Cu toate că avem o cameră de la vedere acolo, totuși au rupt băncuțele, i-am chemat pe părinți, le-am luat declarație, i-am depistat acolo, asta e. Și ca un al doilea, cum să spun așa, tot pentru Lăbușești, oamenii sunt oarecum îngrijorați de lucrările acestea care se efectuează pe partea dreaptă, unde se amenajează șanțurile. Mi-au pus o întrebare sincer și n-am avut pe care parte? Partea stângă sau partea dreaptă? Eu vorbesc cum venind dinspre Lăbușești. A, partea dreaptă, da. Atunci, pe partea stângă, unde se amenajează șanțurile? Sunt proprietăți în dreptul cărora au fost introduse pe secțiuni mai mari tuburi de 600. Și au văzut că în unele porțiuni se introduc tuburi de 300. Întrebarea lor era... 300, nu. Deci acelea gofrate... Am înțeles, domnul consilier. Acelea gofrate, a zis, domnule, mai prea... Da, deci noi am stat de vorbă, e corect, da. Tuburi de 300 vor fi numai de la... Hai să zic, de la Dumitru Marioara, în jos până în intersecție. Deci pe partea dreaptă. Am înțeles. Numai de 300. Având în vedere, probabil că corectanță, s-au dat nu seama. Viteza, panta este foarte mare, deci nu se acumulează foarte multă apă pe perimetrul. După aceea se continuă cu tuburi mai mari. Tuburile vor fi din ce în ce mai mari, iar apă prea multă nu mai vine, pentru că ea se împarte în două. Se împarte și pe șantul acela biscuite, și plus că de la intersecție, de la aproape de dumneavoastră, de Rechițean, de la intersecție, pe partea dreaptă, toată apa care vine din Balotești, undeva la 200 de metri, deja avem un emisar, da? Și după aceea, dincolo, aproape de intrarea în Balotești, avem alt emisar. Deci au gândit foarte bine proiectanții din punctul meu de vedere. Și cred că nu o să mai fie probleme cu inundațiile, pentru că aproape 3 sferturi din podețele alea erau colmatate. Degeaba curgea apa în 5 podețe, că dădea un podeț colmatat. Am avut ceva discuții cu cetățenii, da? Pentru că foarte mulți au amenajat și un fel de parcări în fața porților. Și am hotărât, am vrut inițial să mai evităm o cheltuială în plus, pentru că a mai apărut un pod 2 în plus față de proiectul inițial, care a fost acum 2 ani de zile gândit ca studiul de fezabilitate în Dali. Și au vrut acolo unde sunt cei cu grătare. E și Marian ăsta care lucrează la Ovidul, șofer, și vroia neapărat să tragă mașinansul și și-am hotărât. Deci la toate porțile, de să surpă toate podețele, da? La toate porțile vor veni tuburi inflate și de 6 metri, indiferent ce se întâmplă. Și acelea ce secțiune? Cât au diametru? De 450. Da. Deci e calculat, sunt proiectanți care au calculat volumul de apă, sunt studii de inundabilitate, sunt studii făcute acolo, deci părerea mea este că nu o să fie probleme. Mulțumim, domnule. Mai avem acolo, să mai facem o ședință cu cetățenii, pentru că ne-au amenințat cei de la, mă rog, constructorul. Ei vor neapărat ca cel târziu, într-o lună și jumătate, cel târziu să apuce de asfaltare. Și mai sunt câțiva cetățeni care n-au înțeles că trebuie neapărat să-și efectueze branșamente la gospodării. Pe Mișunele mai avem încă 3 cazuri și pe Lăbușești încă 3 cazuri. Deci sunt 6 cazuri, iar pe Lăutereș-Făraș 1, la ora actuală, care mai știm noi. Va trebui neapărat să rezolve problema, că dacă vine asfaltul, ei o să mai, pe toată porțiunea, pe partea stângă, în dreptul șantului pluvial deschis și în dreptul șantului carosabil, vor veni în dreptul acostamentului, va veni râcâit asfaltul și pusă pânză de protecție. Deci oamenii să nu, că am avut ceva discuție, că să înalță cu încă 6 cm sau 8 asfaltul. Nu, va fi râcâit și frezat. Așa și va veni o pânză, un geotestil și după aceea va veni asfaltul. Cum a fost și pe Pleasa, dacă ați observat. Da. Da. Mulțumim, domnul primar. Dacă nu mai sunt alte interpelări, vă mulțumesc frumos și declar închisă ședința de astăzi.
I don't know.